Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Frați și surori, dați-mi voie să-mi exprim și în această seară bucuria de a fi cu dumneavoastră la închinare. Mulțumesc Domnului că mi-a făcut parte de halul acesta să fiu părtaș acestei sărbători din ziua de astăzi pe care Biserica Betel de aici, din Montreal, a avut-o. Personal mă bucur să văd felul în care vă închinați Domnului, felul în care slujiți Domnului. În inima mea port o apreciere pentru ceea ce am văzut la dumneavoastră și mă bucur că am putut să mă simt în locul acesta ca acasă, ca în familia Domnului Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Aș vrea în seara aceasta să privim împreună la câteva gânduri din Cuvântul Domnului, continuând oarecum gândurile de dimineață, observând pasajul acesta al Scripturii din Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 29. Fapt este o minune repetată a Domnului Iisus Hristos, a doua înmulțire a câinilor. Vreau să observăm că în vremea în care Domnul Iisus Hristos a lucrat pe pământul acesta, oamenii erau pătrunși, marcați și foarte doritori să fie acolo unde era Domnul Iisus Hristos. Aveau motivele lor, motive diferite. Unii aveau o motivație corectă, care era privită cu plăcere de Dumnezeu, alții aveau motivațiile lor care nu erau cele mai cinstite, cele mai corecte față de Domnul. Dar își doreau oamenii să fie în prezența Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos se uita la oamenii care mergeau după El, Domnul Iisus Hristos avea întotdeauna, după cum are și astăzi, o inimă specială pentru oameni. Cuvântul spune la un moment dat, aici în versetul 32, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos care după ce a chemat pe ucenicii săi, li s-a adresat în felul următor. Mi-este milă de gloata aceasta. Era inima Domnului Iisus Hristos exprimată față de mulțimea aceea mare de oameni cu diferite probleme. Că spune Scriptura, între ei erau șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi, spune Scriptura. Erau printre oamenii aceia care au venit să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și acum i-au venit să-L asculte, au venit să fie vindecați, au venit să aibă problemele lor rezolvate înaintea Domnului. Și Domnul privește spre ei. Deja trecuseră 3 zile de când, spune Scriptura, așteptau lângă Domnul Iisus Hristos și nu aveau ce mânca. Și spunea Domnul, nu vreau să le dau drumul flămâns, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Știți ce spune cuvântul acesta și cum îl înțeleg? Și aș vrea să-l înțelegem cu toții de aceasta în direcția în care vreau să mergem cu aceste gânduri. Domnul Iisus Hristos nu este interesat doar să vii la El. Domnul Iisus Hristos nu este interesat doar să te vadă că ai încheiat legământ cu El, ai făcut botezul și gata, de acolo nu mai are treabă cu tine. Nu! Domnul Iisus Hristos este foarte, foarte interesat de ceea ce se întâmplă cu noi. Pe drumul care îl începem, cum a fost în ziua aceasta, cei 4 care încheiat legământ cu Domnul, Domnul este interesat ce se întâmplă cu oamenii și după momentul acesta. Oamenii nu cred că au realizat din vremea aceea felul în care privea Domnul Iisus Hristos la ei. Dar Domnul a fost cu adevărat interesat de ceea ce se va întâmpla cu ei după ce pleacă de la întâlnirea aceea specială pe care a avut acolo pe munte. Deci, gândurile care le-a pus Domnul pe inima mea pentru zilea aceasta, le-am așezat sub această formulare, ce nu vrea Iisus să ți se întâmple pe drum. Acum, drumul acesta îl putem lua din mai multe puncte de vedere. Ne putem uita, de pildă, la anul 2019, anul în care suntem ca la un drum. A avut un început și se apropie finalul, nu-i așa? Astăzi e data de 8 decembrie
Mai sunt vreo 23 de zile, cam așa, din anul acesta. Dați-vă, vă rog, în urmă, câte zile s-au scurs din drumul anului 2019? Uitați-vă fiecare în dreptul dumneavoastră, în dreptul personajului, în dreptul familiei dumneavoastră. Uitați-vă cât s-a scurs, uitați-vă cât a mai rămas. N-au mai rămas multe zile. Dar putem privi la anul acesta ca la un drum. Putem privi la viața dumneavoastră sau la viața noastră de familie ca la un drum. Putem număra, diferit. Fiecare în funcție de când am început drumul acesta. Putem privi la viața noastră de credință ca la un drum. Pentru cei care au încheiat legământ cu Domnul astăzi, e ceva proaspăt, e la început. Noi ceilalți care am fost botezați și am intrat pe drumul acesta mai devreme, un an, 2, 15, 20, 50, poate unul dintre dumneavoastră aici, dimineață spunea frumos fratele Iosif legat de un frate care era aici în față, mai în vârstă, spunea că, dacă nu greșesc, a spus că e veteran aici. E frumos să avem oameni în vârstă, care au o viață în spate, trăită lângă Dumnezeu. Un drum frumos, parcurs. Drumul putem privi în multe feluri. Și nu vreau neapărat să vă duc spre o direcție anume. Poate dacă aș fi să am eu preferință pentru mine, pentru că mi-e mai proaspăt, aș privi la anul 2019 ca la un drum. Că mi-e mai proaspăt și pentru mine și poate mai proaspăt și pentru dumneavoastră în memorie. Să vedeți cum s-a scurs și cum s-a parcurs drumul acesta. Ce nu vrea Iisus să ți se întâmple pe drum. Sunt aceleași lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le avea în vedere când noroadele au mers la El, au așteptat intervenția Lui, s-au bucurat de lucrarea Domnului, s-au bucurat de cuvântul Lui Dumnezeu transmis prin Domnul Iisus Hristos atunci și Domnul Iisus Hristos, înainte să-i lase să plece, le-a spus ucenicilor, nu vreau să le dau drumul frumos, că nu cumva să leșine de foame pe drum. Când auziți dumneavoastră cuvântul acesta, a leșina, la ce vă gândiți? Un om sau o persoană care deodată poate cădea, da? Rămâne fără putere și cade și o persoană care nu e conștientă pentru câteva momente de ceea ce se întâmplă. Nu-i așa? Domnul Iisus Hristos n-a folosit la întâmplare exprimarea asta. Pentru că El chiar este interesat ca noi pe drumul nostru pe care mergem în viața de credință să nu ajungem să experimentăm stări din acestea. Odată să fim fără putere, apoi să fim fără discernământ, să fim inconștienți, să nu ne dăm seama ce se întâmplă cu noi. Mai sunt și alte lucruri pe care vrea să le parcurgem împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă ne referim strict aici la pasajul acesta al Scripturii, vrea să observăm că preocuparea Domnului Iisus Hristos este aceeași și astăzi. Frați și surori, vremea în care noi trăim astăzi este o vreme foarte diferită de vremea de atunci. Și foarte ciudată pentru credincioși în mod special. E așa ușor să rămâi fără putere. Și de repede ajungi în starea aceea în care să te simți sleit de putere. Lupta intensă din punct de vedere spiritual pe care o ducem în vremea de astăzi lasă așa urme în viețile multora dintre credincioși, încât unii ajung să spună la un moment dat că sunt gata să renunțe. Sunt oameni, frați, surori, părinți, poate, care luptă pentru o cauză de multă vreme. Și Dumnezeu i-a întărit, Dumnezeu i-a vorbit. Dar pentru că timpul parcă se întinde prea mult și nu vine rezolvarea, ești gata să spui până aici. Nu mai pot. De câte ori ajungem în viața aceasta de zi cu zi să folosim exprimarea aceasta, nu mai pot. De câte ori ajungem în viața noastră spirituală să spunem, nu mai pot. Este exact ceea ce nu vrea Domnul Iisus Hristos să se întâmple cu mine sau cu tine. Să ajungem în faza aceea în care să spunem, gata, nu mai pot.
Nu mai am putere. Interesul Domnului este mare în privința aceasta pentru fiecare dintre noi. Frați și surori, cum ajunge un om fără putere din punct de vedere spiritual? Ca să înțelegem asta, hai să ne uităm așa din nou, într-o paralelă cu viața fizică. Cum ajunge un om să fie fără putere? Nu mă rând că spunea fratele, așa este. Este explicit din pasajul Scripturii, de 3 zile n-au ce mânca. Și dacă îl dai drum unui om să pornească la un drum fără să mănânce, rămâne fără putere. Așa este și din punct de vedere spiritual, frate și frate. Dacă nu-ți rănești trupul acesta fizic, te simți tot mai slab, tot mai slab și tot mai slab. Dacă nu ne hrănim sufletul înaintea lui Dumnezeu, același lucru se întâmplă cu noi din punct de vedere spiritual. Cum ne putem lua hrana pentru suflet? De unde o luăm hrana pentru suflet? În primul rând avem cuvântul lui Dumnezeu. Puterea noastră spirituală, în primul rând, vine din cuvântul lui Dumnezeu, frate și surori. Domnul Iisus Hristos este foarte interesat să nu rămânem fără putere și să ne hrănim în mod constant, cum mâncăm dimineața la miaz și seara pentru trupul acesta fizic, este foarte important să înțelegem că avem datoria, e o datoria noastră să facem același lucru pentru suflet. Dacă nu ne hrănim sufletul, oare sufletul acesta se poate întări? Relația noastră cu Dumnezeu se poate întări fără a hrăni sufletul? Nici de cum. Există o preocupare aparte a Domnului de acest aspect în viața noastră. Știți de ce? Pentru că puterea noastră spirituală, sufletească, vine din cuvântul lui Dumnezeu și vine din timpul acesta personal pe care îl avem noi, în care ne apropiem de Domnul în rugăciune. Fără citirea Scripturii și fără rugăciune, frați și surori, noi rămânem fără putere. Și nu mă refer numai la a participa la rugăciune la biserică. Mulți dintre noi ne rezumăm la partea noastră sufletească doar cu ceea ce primim la biserică. Și nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Dacă nu ne facem noi timp în fiecare zi să citim Scriptura, în fiecare zi să stăm personal înaintea Domnului în rugăciune, să avem timpul nostru de cercetare din partea Domnului pentru noi în rugăciune, nu numai cu adunare, nu numai cu familia, ci în mod particular, în mod personal fiecare. Ascultați-mă, rămâne mai devreme sau mai târziu slăiți de puteri din punct de vedere spiritual. A ne pune în mod disciplinat înaintea Domnului să ne hrănim sufletul este o preocupare deosebită al Domnului pentru viața mea și pentru viața ta. Uitați-vă, vă rog, dacă vi se aglomerează timpul într-o zi, de unde sunteți gata să tăiați cel mai repede? Am văzut în viața bisericilor, dacă se aglomerează cumva un program, mai degrabă suntem gata să tăiem din... Acum, nici o urmantă negativă. Dar avem un exemplu concret. Mai degrabă tăiem din timpul nostru de rugăciune, al bisericii. Asta nu e o tendință în care să ne acuzăm unii pe alții. E o realitate pe care trebuie să o conștientizăm și să înțelegem, frașitul lor, că așa, pas cu pas, treaptă cu treaptă, rămânem fără putere când ne grijăm rugăciunea și în viața personală, și în viața familiei, și în viața bisericii. Este foarte important să o ducem într-un mod echilibrat înainte această sursă de putere, cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune înaintea Domnului. Pentru că puterea noastră în rugăciune vine în urma cercetării Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Există o observație foarte directă și specifică a Apostolului Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5, vorbind despre vremurile din urmă. Despre oamenii care au doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.
Este foarte importantă puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Fără puterea Domnului în viața noastră, frați și surori, dragi tineri, noi nu putem face mare lucru. Da? Putem arăta bine pentru o vreme. Putem arăta oarecare formă. Dar dacă nu este putere din Dumnezeu, dacă nu este viață din Dumnezeu acolo, toate lucrurile încet, încet se duc la mare. Și pe drum, tocmai asta vrea Domnul Iisus Hristos să nu se întâmple. Așa se face că sunt oameni care apucă să încheie legământul cu Domnul. Punesc un elan deosebit. Dar fără să-și dea seama așa pe desimțite. Timpul se scurge. Hrana pentru suflet nu vine. Repet. Eu cred că dumneavoastră aveți hrana aici la biserică deosebită. Cred lucrul acesta. Pentru că nu cunosc pe prea mulți, dar cunosc suficient de fratele Iosif că să știu că e un om al Scripturii. Și aveți hrană. Dar nu trebuie să rămânem doar la hrana care primim la biserică. Noi trebuie să ne facem timpul acesta când să stăm înaintea Domnului în fiecare zi. Să ne luăm hrana personală din Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum o facem și pentru trupul nostru. Mă rog din toată inima, frate și surori, dincolo de cât am încercat să aduc înaintea dumneavoastră, mă rog în seara aceasta, Duhul Domnului să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Să ne ajute să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este așa de preocupat de lucrul acesta. Pentru că dacă este o nevoie mare în vremea în care noi trăim, este nevoia de putere. De aceea se întâmplă multe lucruri și vin cu tăvălugul peste biserică în vremea aceasta, pentru că biserica nu are putere să reacționeze în sensul pozitiv al cuvântului să reacționeze. Ne lipsește puterea. Și mă rog din toată inima, seara aceasta, Duhul Domnului în mod tainic să lucreze la viața noastră fiecăruia. Și să înțelegem, frați și surori, dragi tine, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că nu-i de joacă. Când ai rămas fără putere, e greu. E greu. Numărul 2. Domnul Iisus Hristos nu a vrut pentru cei de atunci și nu vrea pentru cei de astăzi să rămână pe drum fără discernământ, spunea. Să rămână în starea aceea în care să nu fie conștienți ce se întâmplă cu ei și ce se întâmplă în jurul lor. A păstra și a avea mintea trează în vremea în care noi trăim este esențial. Este esențial. Și este foarte important să acordăm atenție la lucrul acesta. De ce rămân oamenii fără discernământ spiritual? Vreau să vă aduc un exemplu de aici, din Evanghelia după Matei, capitolul 22. Începând cu versetul al 23-lea din capitolul 22 din Evanghelia după Matei, spune cuvântul Domnului că au venit niște saducei la Domnul Iisus Hristos și au pus următoarea întrebare. Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui, așa învăța Moise, să ia pe nevasta fratelui său și să ridice urmași. Și prezintă ei o situație de la ei, de acolo, în care erau 7 frați, care cel din tâi s-a surat, a murit și din cărarea copii a lăsat fratele său pe nevastă lui, tot așa și al doilea și al treilea, până la 7-lea. La urmă, după ei toți, spune Scriptura, spune exemplul acela pe care l-au dus înaintea Domnului, a murit și femeia. Și au o întrebare pentru Domnul, auziți. La înviere, nevastă căreia dintre cei 7 va fi ea? Fiindcă toți au avut-o de nevastă. Și cum a răspuns, răspunsul Domnului Iisus Hristos este foarte important. Iisus a răspuns, vă rătăciți, adică nu știți ce vorbiți. N-aveți discernământ. Nu sunteți conștienți de ce ați întrebat și de ce în jurul vostru. De ce? Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Deci omul care a rămas fără putere este foarte aproape să-și piardă și discernământul. Pentru că dacă îl luăm în mod concret, cauzele care au dus la lipsa puterii și să rămână în starea aceea fără putere, cauzele acestea merg mai departe și o duc în fața în care, din punct de vedere spiritual, să rămână fără o cunoștință dumnezeiască, fără o clară viziune de la Dumnezeu, de la Duhul Dumnezeu, cu privire la propria stare și cu privire la situația din jur. Domnul Iisus Hristos a fost foarte direct și a spus, vă rătăciți. Și cauza rătăcirii voastre, cauza pierderii discernământului este că nu cunoașteți nici Scripturile și din nou revenim la Scriptură, frate și surori. Din nou revenim la Scriptură.
Dacă noi nu dezvoltăm o relație corectă cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu facem mare lucru în Biserica Domnului, nu reușim noi să ne uităm. De aceea spune Scriptura la un moment dat, și trebuie să fie un semnal mare de alarmă pentru noi, că noi trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt. Nu se poate oricum. Cu frică și cu tremur. Nu se poate să, gata, ești mântuit, ai făcut botezul și toate lucrurile sunt așezate. Nu, mai e luptă. Mai e drum. Și pe drumul acesta, Domnul Iisus Hristos, tocmai asta vrea. Să nu rămâi fără putere și să nu rămâi fără discernământ, să nu rămâi fără lumină, să nu rămâi fără o viziune clară, fără o vedere clară din partea lui Dumnezeu, din partea Domnului lui Dumnezeu. Nu știu unde te afli în seara aceasta. Frații și surori, nu vă cunosc. Dar am această povară pe inima mea și date Duhul lui Dumnezeu să vă spun în seara aceasta. Uită-te la anul 2019. E poate cea mai proaspăt timp din viața pe care o ai pe pământul acesta. Ai avut momente în care ai simțit că ai rămas fără putere din punct de vedere spiritual? Ai avut momente în care ai ajuns să spui, nu știu ce să fac. Și te simți confuz? Să crezi bine ceea ce ai crezut rău? Unde te afli? Nu lua întrebarea asta de la mine, te rog. Ia-o de la Dumnezeu, pentru tine și pentru viața ta. Frați și surori, e o stare grea pentru un credincios, pentru un mădular în Biserica Domnului, o stare grea să rămână fără putere și să rămână fără deșernământ. Și Domnul Iisus Hristos tocmai asta nu vrea să se întâmple. Deci suntem aici în seara aceasta să privim în viața noastră fiecare și să ne întrebăm unde stăm cu puterea. Unde ne găsim cu discernământul. Într-o vreme pe care noi o trăim astăzi, să știți, frați și surori, că e nevoie de o lumină specială a Domnului și de o putere specială a Domnului. Adeseori suntem și timizi, rușinoși în a ne exprima cine suntem, ce credem, cine este Domnul Iisus Hristos pentru noi, ce înseamnă Biserica Domnului Iisus Hristos pentru noi. Suntem prea timizi. Și dacă nu reacționăm și nu dovedim atitudinea aceea corectă din punct de vedere al Domnului și al Scripturii, în situații în care trebuie să răspundem și să spunem cine suntem și ce credem, intrăm în starea cealaltă încercând să ne justificăm pe noi înșine și încep să vină gândurile. Și când diavolul vede că are puțin teren în viața mea sau în viața ta, după aia trimite gânduri unul după altul din diferite direcții și apoi să știți că începem să fim confuși. Începem să gândim lucruri pe care altădată nici nu ne-am fi gândit că am putea accepta în viața noastră din punct de vedere sufletesc. Așa se face că oamenii ușor, ușor, oamenii care nu ne-am așteptat altădată să accepte anumite lucruri clare, explicite în Biblie, când e vorba de păcat, de separare de Dumnezeu. Și totuși au ajuns să le accepte pentru că ușor, ușor, lipsa de putere și lipsa de discernământ și-au spus cuvântul. Mă rog înțelea aceasta aici la Montreal. Dumnezeu să trezească Duhul minții noastre. Amin. Prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și să fim oameni aceia care, dacă ne vedem lipsiți de putere de la Domnul înțelea aceasta, să nu plecăm de aici. Și când spun asta, nu spun doar ca să afirm un lucru. Frați și surori, când Dumnezeu ne vorbește și dacă simțim că Dumnezeu are un cuvânt pentru noi, noi trebuie să luăm foarte serios când ne vorbește Dumnezeu. Trebuie să luăm foarte serios cuvântul Domnului. Și dacă ne simțim în seara asta lipsiți de putere, să nu plecăm de aici până nu rugăm pe Dumnezeu cu lacrimi. Doamne, îmbracă-ne în puterea Ta. Doamne, sfințește gândurile noastre. Dă-ne lumina care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altfel, dacă Dumnezeu ți-a vorbit și tu nu iei acțiune și pleci de aici în felul în care ai venit, după ce te-a vorbit Dumnezeu, dezastru este și mai mare din punct de vedere spiritual. Deci eu nu mă joc. Când Dumnezeu îmi vorbește, știți cum mă uit la lucrul ăsta, frate și tuturor? Când eu vorbesc copiilor mei și le spun anumite lucruri, aștept un răspuns de la ei. Dacă copilul meu, când i-am vorbit, mă ignoră,
Și pleacă dinaintea mea, ca și cum n-aș fi spus nimic, iertați-mă. Ca și cum n-aș fi spus nimic. Atunci, cum mă simt eu ca tată? Eu cred că în multe aspecte noi ne asemănăm cu Dumnezeu în felul în care ne raportăm și la viața noastră fizică. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos la un moment dat, prin Apostolul Ioan, în epistolă, vorbind despre iubire. Cum puteți spune că iubiți pe Dumnezeu pe care nu-L vedeți, că nu iubiți pe aproapele vostru pe care îl vedeți? Există mereu această asemănare între felul în care ne raportăm la Dumnezeu și felul în care ne raportăm la oameni. Să nu creadă cineva că poate să pretinde că îl iubește pe Dumnezeu și nu iubește pe oamenii de lângă el. Adeseori, văd același lucru. În viața noastră spirituală și le regăsesc în viața mea, în primul rând, în viața mea personală. Felul în care mă raportez la frați, la familie chiar, este oglinda felul în care mă raportez la Dumnezeu. Dacă mă raportez corect la Dumnezeu, mă voi raporta corect din scriptural și la cei de lângă mine. Și mă rog în felul aceasta, Duhul Domnului să lumineze mintea noastră a fiecăruia, frate și frate, și să ne ajute să gândim bine, să mergem adânc în viața noastră și să fim sinceri cu noi înșine. Să nu cumva să ne amăgim. Să nu cumva să ne amăgim, crezând că se poate și așa. Nu. Fără putere, murim. Fără discernământ, ne rătăcim. Dar Duhul Domnului de-aia vrea să ne spună în seara aceasta aceste lucruri ca să ne îmbrace în puterea lui Dumnezeu. Duhul Domnului de-aia vrea să ne spună în seara aceasta aceste lucruri ca să ne vină mintea la cap unora dintre noi care avem nevoie de asta. Și nu luați într-un sens negativ, nu luați ca o jignire, vă rog frumos, nu. Avem momente când parcă ne pierde mintea. Și asta pentru că nu e Duhul lui Dumnezeu acolo și mintea noastră nu este hrănită cu Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea mă rog Dumnezeu să-și facă lucrarea prin Duhul Sfânt. Amin. Al treilea gând. Ce nu vrea Iisus să se întâmple pe drum. Vorbind în contextul înmulțirii pâinilor. Vreau să privim la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 26. Oamenii îl căutau pe Domnul Iisus Hristos. Și la un moment dat îl căutau și nu știau pe unde vezi. Și îi pun o întrebare, versetul 25. Când l-au găsit dincolo de mare, au zis, învățătorule, când ai venit aici? Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Pe drumul acesta al credinței sunt destule momente în viețile noastre când suntem tentați să mergem în direcția în care să beneficiem ceva de la Domnul Iisus Hristos. Ne interesează mai mult ce am putea beneficia de la El decât ne interesează persoana Lui. Și ăsta e un lucru foarte delicat. Sigur că atunci când cineva beneficiază de o vindecare miraculoasă din partea Domnului, e un har. Ne bucurăm și proclamăm biruința Domnului și dăm slavă lui Dumnezeu. Avem și nevoie de momente din acestea în viața noastră de credință. Dar a fi prea preocupați să beneficiem noi de ceva de la Domnul, mai mult decât a fi preocupați de persoana Domnului Iisus Hristos, de relația noastră personală cu Domnul Iisus Hristos, ne duce pe un teritoriu și pe un domeniu foarte riscant. Știți cum pot beneficia unii de ceva de la Domnul? Și nu vă luați nicio interpretare, nicio nuanță către nimeni. Vreau doar să realizăm lucrul acesta pentru că este scriptural. Unii beneficiază de ceva și în urma faptului că slujesc biserica, slujesc pe Domnul într-un anume fel. Și sunt mai preocupați ca să beneficieze de anume ceva în urma slujirii decât sunt preocupați de persoana Domnului Iisus Hristos. Și o să vă aduc un exemplu concret din Scriptură. Cele două surori, Maria și Marta. Una, spune Scriptura, era preocupată cu multă treabă. Și la un moment dat, Domnul Iisus ajunge în casa lor. Marta
când s-a văzut în situația în care are oameni în casă, s-a pus la treabă. Era așa de frământată, așa de agitată, că simțea că are nevoie de ajutorul surorii ei. Dar sora ei, Maria, ce făcea? Scriptura spune așa, stătea la picioarele Domnului. Ea era interesată de relația cu Domnul Iisus Hristos, de ceea ce putea auzi de la Domnul Iisus Hristos, de hrana sufletului, de legătura aceea directă și personală cu Domnul. Pe când Maria era împărțită prin Scriptura cu multă slujire. La un moment dat, Marta se apropie de Domnul și reproșează. Nu vezi că sora mea nu mă ajută? Și ce răspunde Domnul? Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se facă. Auziți? Fără slujire rămânem într-o bună zi. Dar dacă avem pe Domnul, avem tot. De aceea vreau să vă spun în seara asta, pe drumul nostru, să nu pierdem niciodată din vedere persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă El alege să ne folosească într-un fel sau altul și v-a spus dimineață cuvântul lui Dumnezeu este acesta, nu este niciun om care să nu facă ceva în Biserica Domnului. Fiecare dintre noi avem un rol aparte în Biserica Domnului. Dar niciodată să nu fim mai preocupați de a sluji lui Dumnezeu mai mult decât de a fi preocupați de legătura aceasta personală cu Dumnezeu. Știți care e pericolul? Am văzut la mine, viața mea ca slujitor. Am ajuns vremurile viața mea când am citit Scriptura doar ca să-mi fac credință. Credeți că e corect asta față de Domnul? Are nevoie Domnul mai mult de predicile mele decât de timpul meu care să-L pun înaintea Lui și să mă hrănesc spiritual și să cresc? Cântarea mea o duc pentru Domnul sau mă gândesc la altă motivație? Când? Când slujesc Domnul într-un anume fel. Aici este riscul nostru, frații și surori. Să pierdem din vedere persoana Domnului Iisus Hristos în detrimentul slujirii sau a unui beneficiu oarecare în urma ceea ce face Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și Domnul este preocupat de mine, este preocupat de tine să nu ne se întâmple așa ceva pe drumul nostru. În anul 2019, repet, nu e așa mult timp să mergem în urmă. Cât atenție ai acordat Domnului Iisus Hristos? Cât timp ai pus deoparte numai pentru El? Gândește-te, te rog. Meditează. Și lasă Duhul Domnului să lucreze în inima ta și în mintea ta. Mai sunt câteva zile în anul ăsta. N-ai vrea să-ți propui în seara asta că în fiecare zi care a rămas din anul ăsta să-ți pun un timp special deoparte, numai pentru Domnul. Nu este chemarea care ți-o fac eu. Este chemarea care ți-o face însuși Dumnezeu. Dacă vezi că n-ai pus timp de ajuns până acum, mai poți face ceva. Se încheie anul 2019 și nu ne mai întâlnim cu ea. Dar hai să-L încheiem mai bine. Haideți să-L încheiem mai aproape de Domnul. Haideți să petrecem timpul acesta cât îl mai avem din anul acesta în părtășie mai aproape și mai intimă cu Domnul și Mântuitorul nostru. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a făcut atâtea lucruri pentru noi. Dacă ne uităm la baza lucrării Domnului Iisus Hristos, suferința pe care a îndurat-o pentru mântuirea mea și pentru mântuirea ta, frate și soră. Dacă ne uităm numai la atâta, e de ajuns. Dar uitați-vă, vă rog, cât a făcut Domnul pentru voi astăzi. Săptămâna care s-a încheiat. Anul acesta care aproape s-a dus. Cât a făcut Domnul pentru tine. N-ai vrea să pui un timp special în fiecare zi cât am mai rămas din anul 2019. Să-L dedici special Domnului. Cei care suntem căsătoriți știm ce înseamnă să pun un timp special deoparte pentru persoana iubită. Cei care avem copii știm ce înseamnă să pun un timp special deoparte pentru copiii tăi. Poate că avem mai mulți copii, văd asta o problemă a mea,
Vă mulțumesc adeseori cu timpul acesta împreună cu toți. Dar fiecare om, fiecare copil, am văzut în casa mea lucrul ăsta, fiecare copil are nevoia lui separată, special. Și când pun timpul acela deoparte, nu mai trebuie lucrul. Adevărat că e greu să găsești timp, dar trebuie mai mulți. Dar o relație numai așa merge. Dați-vă în familie, relația soț-soție, dați-vă în familie, relația părinți-copii. Și să știți că așa e și în relația cu Domnul. Nu punem timp deoparte pentru el, pentru persoana lui. Relația nu merge. Legătura nu merge. De ziua aceasta suntem aici și ne vorbește Domnul Dumnezeu să ne conștientizeze. Frați și surori, dragii mei, mai sunt câteva zile din anul ăsta. Propuneți-vă să nu mai treacă nici una din zile care au rămas din anul 2019. Fără să aveți un timp separat, special. Și mă rog din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze în așa asta și pe dumneavoastră, dar și pe mine. Amin. Patrulea gând. Ce nu vrea Iisus să se întâmple pe drum? Când un om rămâne leșinat pe drum, rămâne fără putere, rămâne fără discernământ, dar se mai întâmplă un lucru când rămâi în faza asta, în staia asta. Rămâi pe mâna oamenilor. Ascultați-mă bine ce vreau să spun. Când ajungi în faza aceasta pe care o anticipa Domnul Iisus Hristos, rămâi pe mâna oamenilor. Și avem un exemplu în Scriptură, pilda Samaritianului, Evanghelia după Luca, capitolul 10. Când au fost oameni, a fost un om care a coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari. A căzut pe mâna oamenilor. Și am observat cel mai mult și ce m-a frapat cel mai mult la pilda aceasta a Domnului Iisus Hristos este faptul că oamenii tâlhari care între pe mâna care a căzut au fost în starea lor. Dar oamenii care au trecut după aceea pe lângă el. Vă aduceți pe amintele pe de aceasta. Când ajungi pe mâna oamenilor în starea aceea, nu-i de dorit. Nu-i de dorit. Vă aduc aminte de un exemplu de Vechiul Testament când l-a pus Dumnezeu să aleagă pe David, dacă nu greșesc. Între a rămâne pe mâna oamenilor sau a rămâne pe mâna Domnului. Ce a zis David? Mai bine pe mâna Domnului decât pe mâna Domnului. Frați și surori, oamenii care au ajuns pe mâna oamenilor înțeleg bine ce spun eu acum. Și nu spun de la mine. Dacă ați avut vreodată situația așa în viață în care să depindeți 100% de oameni, și să nu aveți răspunsul dorit sau așteptat de dumneavoastră. Cum v-ați simțit? Din punct de vedere spiritual, Domnul Iisus Hristos vede dinainte lucrul ăsta în viața fărcăruia dintre noi. Și nu vrea să rămânem într-o astfel de stare. Domnul vrea să ne ridice. Și vreau să închei cu un ultim gând. Pe drumul acesta, despre care am vorbit până acum, Domnul Iisus Hristos mai vrea să nu ni se întâmple un lucru. Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetele 33 și 34. Păi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau. Pentru că pe drum se certaseră între ei. Ca să știe cine este cel mai mare. Ăsta e un alt lucru pe care Domnul Iisus Hristos nu vrea să se întâmple pe drumul niciunia dintre noi. Să ne certăm unii cu alții. Pentru niciun motiv. Frații și surori, ascultați bine cuvântul Domnului. Cearta nu vine de la Dumnezeu. Nemulțumirea
răzvrătirea, răzbunarea, nu și-au originea în Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, vreau să remarcați că se adresează ucenicilor în problema asta. Da, cad și ucenicii în ispita asta adeseori. Cădem și noi adeseori. În casă unii cu alții. În familie. În biserică. E dureros, dar trebuie să recunoaștem. Cădem în ispita asta adeseori. Suntem gata repede să arătăm cine are dreptate. Și arătăm că cine greșește. Mai ales când e vorba să credem că noi avem dreptate. Și apoi, care dintre noi am spune vreodată așa din naturalul nostru că am greșit? Numai prin Duhul lui Dumnezeu putem face asta, scuzați-mă. Numai când Duhul lui Dumnezeu frânge inima mea, numai atunci pot admite că am greșit eu. Numai Duhul Domnului mă convinge pe mine că-s vinovat. Te convinge pe dumneata că ești vinovat. Nimeni nu așteptă. Că dacă vine păstorul, dacă vine fratele din comitet, reacționăm. Dacă vine părintele la copil, reacționează copilul, nu-i așa? Dacă îi spune soțul soției că e vinovat sau soția soțului că e vinovat, reacționăm. Și Domnul Iisus Hristos e foarte preocupat și de lucrul ăsta. Și nu vrea ca pe drum ucenicii lui să se certe. Nu știu, din nou, mărturisesc lucrul acesta, lucrul despre dumneavoastră. Faptul că Duhul Domnului are nedelește talul acesta la sfârșit de an. Eu cred că undeva, cel puțin pentru o persoană în locul acesta, Dumnezeu vrea să atragă atenția. Mai sunt câteva zile din 2019. N-ai vrea să rezolvi și problema asta. Te-ai trezit pe drumul anului ăstuia, certându-te. Poate nu ți-ai dat seama. Roagă pe Duhul Domnului, roagă pe Duhul Sfânt să-ți dea putere să rezolvi problema asta. Pacea și liniștea. Pacea și sfințirea. Sunt lucruri fără de care noi nu putem vedea pe Dumnezeu. Și așa spune cuvântul Domnului. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Mă rog din toată inima, frate și surori, în frumoasa sărbătoare a zilei de astăzi, la Biserica Betel din Montreal, Duhul Domnului să continue să lucreze mai departe. Amin. O biserică frumoasă, cu o perspectivă extraordinară. Mă uit la dumneavoastră și mi-e așa de drag să văd ce ați făcut și ce ați realizat pentru Domnul, din câte am mai aduc aminte când am mai fost pe la dumneavoastră. Dumnezeu are un plan măresc de lucrat aici. Dumnezeu vrea să vă ofere un drum care să se finalizeze și drumul dumneavoastră și drumul nostru în Împărăția lui Dumnezeu. Dar pe drumul acesta, mergând până în ziua aceea, haideți să nu uităm. Haideți să nu uităm cele ce le-a spus Domnul pentru noi în ziua aceasta. Să nu rămânem fără putere. Să nu rămânem fără deșernământ și lumină de la El. Să nu rămânem cu gândul la altceva decât la persoana Domnului Iisus Hristos. Să nu rămânem pe mână oamenilor. Chiar dacă suntem frați și ne iubim unii pe alții și ne ajutăm unii pe alții, Dumnezeu nu vrea să rămânem pe mână oamenilor. Și apoi, puneți la inimă și locul acesta. Să nu vă certați pe drum. Asta e și din Noul Testament, asta e și din Vechiul Testament. Și din Noul Legământ, și din Vechiul Legământ. I-a spus Iacov copiilor lui, să nu vă certați pe drum. Fiilor. A spus Domnul Iisus Hristos ucenicilor. De ce v-ați certat? Ce vorbeați? Ce vorbirile avea? Ce avea să ne spune Domnul zilea asta? Primul rând, mie aici, împreună cu dumneavoastră și Bisericii Betel. Rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu să avem un drum frumos în continuare, în cele spirituale. Biserica Betel din Montreal să crească și să propășească mai departe, spre slava Domnului și spre mântuirea omului care sunt aici în zona aceasta. Să aducă Dumnezeu la mântuire tot mai mulți români de aici, din zona aceasta. Și nu numai români, că nu suntem naționaliști. Nimic ce înseamnă ce suntem locuiști, nu vrem să fim. Vrem să fim oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, care să ne ducem drumul până la capăt și mântuirea până la capăt. Și într-o zi, frați și surori, dacă nu ne vom mai vedea pe pământul acesta, abia aștept să ne vedem în Împărăția lui Dumnezeu. Vreți să fim acolo împreună? Dumnezeu să ne binecuvinteze.
și să ne întărească în credință pe toți. Amin. Amin. Vom încheia timpul de părtășire în seara aceasta într-o rugăciune. Și pentru că în seara aceasta mi s-a vorbit despre câteva pericole care ne gândesc pe drum, lucruri care Domnul ar vrea să nu se întâmple în viețile noastre, să nu le experimentăm, eu cred că cel mai bun lucru este să-L rugăm să călătorească El însuși cu noi. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și cu acest gând să venim în rugăciunea aceasta finală înaintea Domnului. Și în această rugăciune și pe fratele Cosmin Avram aș vrea să-L încredințăm în mâna bună a Domnului în drumul întoarcerii pe casă mâine. Ne rugăm împreună.